Conducerea societății Drusal a anunțat că ia în considerare limitarea colectării deșeurilor pe raza municipiului Baia Mare, în condițiile în care primăria are numeroase facturi restante care nu au fost achitate în termenul legal. Potrivit contractului, delegatul are dreptul să suspende sau să limiteze prestarea serviciului fără plata vreunei penalizări cu un preaviz de 15 zile lucrătoare, dacă sumele datorate nu au fost achitate după 90 de zile de la primirea facturii pentru beneficiarii serviciului aflați în această situație. Începând cu data de 1 iunie, conform contractului, putem să oprim serviciul pentru neplata datoriilor, facturilor pe care le-am emis, mă refer la facturile care depășesc 90 de zile. Bineînțeles că în cazul primăriei Baia Mare sunt câteva sute de zile la cele mai vechi facturi. Aceste facturi cuprind în mare parte lucrări executate în cursul anului trecut, dar și 3 milioane de lei penalități de întârziere. Până la sfârșitul lunii mai, primăria Baia Mare are timp să achite facturile restante. Potrivit conducerii Drusal, sumele datorate se ridică la aproximativ 11 milioane de lei, la care se adaugă încă 3 milioane de lei penalizări. În cazul în care acest lucru nu se va întâmpla, pentru început, societatea Drusal va limita colectarea deșeurilor din 2 iunie. Având în vedere că data de 1 este și o zi de sărbătoare, în caz că nu se achită această datorie, vom începe din data de 2 reducerea frecvenței de ridicare a deșeurilor menajere la locuințe comune, de la 2 schimburi pe zi la 1 schimb pe zi, toate celelalte, respectiv la case și la agenții economici, programul de colectare va rămâne neschimbat. Ne pare foarte rău că cei afectați vor fi locuitorii, dar este o problemă pe care trebuie neapărat adusă în normalitate. Situația dintre societatea Drusal și primăria Baia Mare este în continuare tensionată. Directorul instituției Mihai Apan atrage atenția asupra faptului că facturile și adresele operatorului de salubrizare nu sunt primite de către angajații primăriei, chiar dacă legea îi obligă la acest lucru, motiv pentru care conducerea societății comerciale a apelat la un executor judecătoresc în acest sens.